Deși se preconiza faptul că după vacanța de iarnă elevii vor reveni în bănci, se pare că aceștia ar urma să învețe încă cel puțin o lună în sistem online. Părinții sunt revoltați, întrucât consideră că în acest fel proprii copii nu învață așa cum ar trebui, astfel încât nivelul de analfabetizare crește. Una, când ești lângă învățător și îți arată literele, cum să fac, și alta când îți arată online. Pe mine la școală îmi lua mâna mea și mi-arăta. Să meargă elevii la școală. Să meargă. Acolo se învață carte, nu online. Elevii s-au întors la școală după vacanța de iarnă, dar tot de acasă. Abia de pe 8 februarie vor putea reveni în bănci. Reîntoarcerea la normalitate va presupune un efort în plus, pentru că vor trebui să recupereze materia pierdută prin ore suplimentare și prin sâmbete pierdute la școală. Părinții doresc reîntoarcerea copiilor în bănci cât mai repede posibil, întrucât consideră că în mediul online elevii nu învață așa cum ar face o față în față alături de profesori. Copilul trebuie să fie prezent în clasă, la ore, cu profesorul, să simtă, să vadă. Trebuie să meargă la școală să știe carte, de acasă ce învață. În anul pandemiei, cei mai norocoși elevi sunt cei care reușesc să se conecteze la internet și să participe la orele online. Din păcate, 10.000 de copii nu au asistat nici măcar la o oră. Nu au tablete și telefoane inteligente, alții au primit lecțiile în plic de la profesori.